seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Instituția. În această seară l-avem invitat din nou pe domnul Ian Sârbu, primarul municipiului Sighișoara. Bună seara, domnule primar, și vă mulțumim că ați acceptat din nou invitația noastră. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, o să intru cumva direct în subiecte. Discutam cu dumneavoastră luna decembrie și ne spuneați că aveți un număr de 23 de proiecte de finanțare aprobate. Iar în luna ianuarie, mai corect în luna februarie, îmi spuneați că ați reușit să obțineți cel mai mare buget pe care l-a avut primăria municipiului Sighișoara de până acum. Iar o ponderea mare este alocată investițiilor. Este de știut faptul că investițiile aduc după sine bunăstare. Așa este. Acum vreau să vă întreb, câte din aceste proiecte se află în derulare și care în ce stadiu sunt? Da, tot ce pot să vă spun în acest moment este că se lucrează la documentațiile tehnico-economice pentru spital, pentru toate clădirile spitale municipal, pentru clădirea primăriei municipiului Sighișoara, după care vom intra în procedurile de licitație. Pe de altă parte, tot împreună cu spitalul municipal, în colaborare cu aceștia, am depus un proiect de, o solicitare de finanțare, am și obținut finanțarea legată de policlinica din Sighișoara, care până anul trecut a avut dată destinație de maternitate prin mai multe hotărâri de consiliu local succesive și prin implicarea noastră atât a primăriei cât și a spitalului municipal, am revenit asupra destinației acesteia și anume policlinică, astfel deschizând, să spunem așa, calea spre o nouă finanțare, o nouă cerere de finanțare pe care doresc să o depunem în luna următoare, pentru o maternitate nouă cu obstetrică, ginecologie, cu pediatrie și neonatologie, practic o construcție nouă în curtea spitalului municipal. Legat de policlinică, deja s-a trecut de faza de căi de sarcini, urmează și acolo licitația. Vom vedea care sunt câștigătorii și vom anunța. Legat de școli, în acest moment, de asemenea, se lucrează la documentații și chiar o parte din acestea sunt deja livrate, și anume tot ce înseamnă reabilitarea energetică a practic aproape toate școlile din oraș, intră în reabilitare energetică, tot ceea ce înseamnă geamuri termopan, acoperiș, izolații, tot ce înseamnă energie regenerabilă, astfel încât costurile pe instituțiile de învățământ din Sighișoara să scadă considerabil și, bineînțeles, să avem un confort sporit. Între timp de când am mai discutat, am mai primit o veste bună zilele trecute, am obținut încă o finanțare de 2,5 milioane de euro pentru dotarea tuturor școlilor din oraș cu tot ce înseamnă mobilier nou, table interactive, laboratoare dotate cu calculatoare de ultimă generație. Deci, practic, vom transforma cu totul tot ceea ce înseamnă partea didactică și aici mă refer la componenta administrativă, nu la cea care ține de cadre didactice. Ceea ce înseamnă infrastructura școlară era unul din subiectul pe care voiam să-l abordăm și dacă ați ajuns cumva la el, ca să rămâneți cumva și rău ideilor, haideți să abordăm această temă acum, sigur, chiar dacă era pregătit. Da. Haideți să ne vorbiți atunci despre această, despre tot ce înseamnă infrastructura școlară a municipiului Sighișoara și a comunelor și satelor limitrofe aparținătoare Sighișoarei. Da, ce pot să vă spun în acest moment este că o altă finanțare de care discutam, care ține de Hetiur, cum spuneați, de practic de acest cartier al municipiului Sighișoara, satul aparținător, este faptul că inaugurăm probabil luna aceasta, lucrurile sunt gata, am înființat și am transformat o clădire, fosta primărie din Hetiur, care era în Paragină, am transformat-o într-un centru medical, unde vor avea toți cei din Hetiur un dispensar medical, unde vor avea un punct de prim ajutor. Acesta va fi dotat inclusiv cu o ambulanță mobilă, cu tot ceea ce înseamnă, practic, cu un laborator mobil în ambulanță, astfel încât vom putea să oferim asistență medicală cu personal de specialitate, atât în Hetiur, cât și în întregă OAT Sighișoara. Legat de învățământ, pot să vă spun exact ceea ce am, să subliniez de fapt ce am spus înainte, practic aproape toate clădirile de învățământ din Sighișoara și mă refer la școli, grădinițele nu au intrat în acest program, vor intra în reabilitare și în paralel într-o dotare ultramodernă.
Mai avem o sală de sport ce aparține de liceul teoretic Iosef Altri, care de asemenea va intra în reabilitare și modernizare. Mai avem încă o cerere care am obținut finanțarea pentru aceasta și din ce am înțeles va intra în licitație scoasă de Compania Națională de Investiții și anume o creșă medie pentru 70 de locuri. În Sighișoara în acest moment avem o creșă de 20 de locuri în cartierul Plopilor. Există o cerere foarte mare pentru creșă, iar cred că cu această creșă nouă-nouță, la standard, la ultimele standarde europene, practic, de 70 de locuri vom rezolva toate problemele și pe această cale, iar sighișorenii se vor putea bucura de o construcție nouă. Așa. Tot la finalul, anului trecut ne spuneați, ne spuneați că așteptați darea în folosință și finalizarea unui pod pe care l-ați construit peste Târnava Mare. Așa este. Așa. Vreau să vă întreb dacă ați reușit între timp să-l dați în folosință și dacă ați obținut aprobarea pe finanțării pentru cel de-al doilea pod pe care vi-l propuseseți ca proiect de viitor. Da, am reușit să inaugurăm podul și drumul de acces către acesta până în cartierul Târnava 2 și legătura cu cartierul Viilor. A mai rămas o mică porțiune care, din păcate, nu era inclusă în proiect, un drum de legătură de câțiva zeci de metri. Îl vom rezolva și pe acesta în cum terminăm licitația pentru asfalt, probabil în începutul lunii iulie, și această legătură între cartiere va fi, mică legătură rămasă neasfaltată, va fi asfaltată. Deci, practic, da, ce ne-am propus am reușit. Avem primul pod construit în Sighișoara după 40 de ani, de care ne bucurăm cu toți, între două cartiere care nu aveau legătură rutieră și nici pietonală. Ba, pietonală era pe podul de fier, rutieră. Acum pot să confirm pentru, și eu, da. Cumva întrebarea era, pentru mine era retorică, era mai mult pentru public și pentru cei care ne ascultă, pentru că am fost să văd acest pod, da, am fost și m-am plimbat pe el, am văzut și scara pe care ați propus-o la ultima discuție pe care am avut de construcție pentru coborârea către promenadă. Da, urmează încă o scară de acest tip împreună cu un parteneriat cu Apele Române și pe malul Popus vis-a-vis de această scară. Legat de al doilea pod, da, avem finanțare obținută. În acest moment avem un contract semnat pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru al doilea pod între Vilo și cartierul Târnava 2 și drumul de legătură de la acest pod către șoseaua de centură. Pentru că vom avea și un culoar de exproprieri și atunci, practic, din studiul de fezabilitate ne vor rezulta toate datele tehnico-economice pentru a putea intra în proiectare cu execuție. Sper că, într-un timp cât mai scurt, să scoatem la licitație și acest proiect. Vă mișcați, nu glumă. Eu zic că Sighișoara stă destul degeaba. Vreau să vă întreb exact câte proiecte aveți în momentul acesta în derulare. Unde sunt șantiere? Pentru că, la ce ne spuneați la finele și începutul anului, se preconiza ca Sighișoara să devină un real șantier. Da, iar anul viitor va fi mai amplu, pentru că unele sunt, așa cum am spus, în fază de proiectare înainte de execuție. Avem, de exemplu, licitat iluminatul public, care este dintr-o contestație într-alta. Așteptăm să se finalizeze toate contestațiile, astfel încât, din acea finanțare de 10 milioane de lei obținută, să modernizăm tot iluminatul public în Sighișoara și avem încă două străzi pe care vom lua extindere. De asemenea, mai avem în lucru sala Mihai Eminescu, care, de tot prin finanțare europeană, obținută în acest mandat, am demarat lucrările, mâine chiar avem o ședință pe această temă cu constructorul, o ședință operativă pentru a putea pregăti mai bine acest șantier. Îmi doresc ca să finalizăm lucrurile până la sfârșitul anului. Îmi cer scuze că vă întrerup un pic ideea. Vreau să revin un pic, pentru că aici este o dilemă a mea în permanență și nu reușesc să găsesc un răspuns încă. Aceste contestații, iertați-mă, nu le văd neapărat sensul, pentru că există o licitație în baza unor legi. Așa este. Gândiți-vă că ne întârzie de cel puțin 4 luni contestațiile și la cum văd astăzi lucrurile, pentru că Comisia Națională pentru Contestații s-a pronunțat deja, iar în acest moment ambii participanți la licitație se contestă reciproc și împreună decizia sau, mă rog, ceva de genul. Deci ceea ce înseamnă, practic, că mai pierdem probabil minim o lună, două cu soluționarea acestor contestații.
ceea ce din punctul de vedere reprezintă timp pierdut pentru noi, pentru sighișoreni. Da, adevărat, timp pierdut și foarte mulți bani. Cred și că legea a suferit modificări în acest sens, simplificându-se oarecum toată această procedură a contestațiilor, termene reducându-se semnificativ, dar eu încă cred că se mai poate umbla aici, pentru că, din punctul de vedere, toți cei care contestă o dată de două ori și nu au avut dreptate, eu cred că ar trebui direct amendați, astfel încât să descurajăm acest comportament al unor companii care cu asta se ocupă, cu contestatul, cu întârziatul lucrărilor, pentru ca ulterior să intre ori subcontractanți, ori să facă presiune pe cel care câștigă. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui redus aproape la minim, nu știu, 7 zile, 10 zile maxim, că altfel ne întindem. Discutând de-a lungul timpului cu colegii noștri primari, mulți se plâng de această problemă. Și la un moment dat, unul dintre dânsii venea cu o soluție. Nu înțeleg, nu se poate face lobby în jurul guvernului să schimbe legea în sensul ăsta. Primarul de care vă spuneam propunea o soluție de genul în care cel care contestă să depună o garanție de cel puțin 10% din valoarea lucrării pe care o contestă. Pe care se pierde automat dacă pierde. Să-și asume. Da. Nu este o idee rea. Prin Asociația Municipiilor din România am făcut mai multe propuneri prin domnul președinte Emil Boc. Așa cum bine știți, sunt unul dintre membrii Consiliului Director al Asociației Municipiilor din România. O asociație care, în punctul de vedere, își face foarte bine treaba, care a reușit în acest mandat să modifice foarte mult legislația, bineînțeles, în negocieri cu Guvernul României, astfel încât avem o dinamică mult mai mare pe finanțări, pe fonduri europene și chiar pe partea de administrație publică. Dar încă mai este mult de lucru. Da. Printre proiectele care ne spuneați, știu că aveați o mare problemă în ceea ce înseamnă întăbularea unor străzi din Sighișoara și în care aveați probleme în a face proiecte și a implementa proiecte în ceea ce înseamnă modernizarea lor. Și acum voiam să vă întreb, din punctul ăsta de vedere, cum stați dumneavoastră în municipiul Sighișoara? Și când mă refer la municipiul Sighișoara, luați în calcul că mă refer întotdeauna și la toate satele și comunele limitrofe, tot ce aparține de Sighișoara, la infrastructura de bază, la ceea ce înseamnă apă, canal. Pentru apă și canal avem zone unde avem nevoie urgentă de modernizări, pentru că sunt zone unde avem foarte multe intervenții, instalațiile fiind foarte vechi. Avem și zone modernizate. Practic, săptămâna trecută am terminat lucrarea de pe Codului, am asfaltat strada Codului, o stradă care n-a văzut niciodată asfaltul, dar acea stradă, din punct de vedere al utilităților, este impecabilă. Tot ce înseamnă gaz, apă, canal, acestea au fost înlocuite recent, iar noi am putut să venim să asfaltăm, să facem trotuare, astfel încât să modernizăm strada așa cum se cuvine și îmi doresc să ajungem cu asfaltul pe fiecare stradă din Sighișoara, într-un ritm cât mai alert, dar bineînțeles asta depinde și de prețurile pieței, care din păcate au crescut foarte mult în ultimul timp și am o politică și o viziune și pe partea aceasta de asfaltări a tuturor străzilor. Dar avem, de exemplu, străzi cum este strada Dumbravei, unde fără intervenții serioase la canalizare, practic trebuie să înlocuim canalizarea complet, rețeaua de apă complet, trebuie să regândim traseele acestora, pentru că toate aceste trasee trebuie sub carosabil. Dacă traseele ar fi fost conductor existente prin spațiul verde, n-am fi fost legați, să spunem, de modernizare și asfaltare, pentru că puteam merge cu lucrări de genul ăsta ulterior, lucrând pe apă și canal, fără să fie condiționate ambele lucruri una de cealaltă. În schimb, avem o colaborare tot mai bună cu Aquaservul. Anul acesta am predat către aceștia mai multe documentații tehnico-economice și anul trecut legate de strada Dumbravei, legat de Careman, de moților, izvorului, canalizarea de pe Lunca Poștei, că avem o parte de peste 300 de metri pe Lunca Poștei unde nu avem canalizare și, bineînțeles, rețelele de apă și canal în Hetiur. Dar la rețeaua de apă din Hetiur avem finanțare obținută, avem o documentație în lucru, un studiu de fezabilitate, din păcate a intrat în penalități pentru că nu a fost livrat la timp. Sperăm ca cei care l-au contractat să ne livreze într-un timp cât mai scurt pentru a-l scoate spre licitație. Acolo, pentru rețeaua de apă, pentru Hituri, o avem și Soromiclea și Venchi. Până în capătul Venchiului este finanțare obținută, banii sunt. Pentru canalizare, datorită prețurilor care au explodat foarte mult, dorim să mutăm partea această componentă de canalizare pe o altă axă de finanțare, pentru că
suma obținută de noi este de practic jumătate din cât am avea nevoie. În acest moment, cum primim proiectul tehnic reactualizat, vom ști exact suma finală și în funcție de aceasta vom vedea unde putem aplica ca să putem să mergem și cu rețeaua de canalizare spre Hituri. Am vrut să scoatem la licitație anul trecut această lucrare, dar am nimerit, din păcate, în acest mandat, pe lângă pandemie, război, de toate am avut parte. Nu ne plânge, mergem înainte, doar că sunt lucruri care vrând ne afectează în viața de zi cu zi, iar explozia prețurilor a făcut practic imposibil scoaterea la licitație la valoarea obținută. Domnule primar, o să luăm un scurt moment publicitar și revenim. Bine.